Așa, bun, hai să facem și noi repede pe Insta. Pac, frumos. Screenshot așa că suntem pe Silverun. Bă, și mai încolo o ardem pe Valorica, pe Valorant. Bun. Cât e decembrie? Pac, pac, frumos, elegant. Ce-am făcut? Distribuie. Așa, bun, perfect. Hai să dau repede și pun Facebook. Hai mă. Da, bine că mi-o găsește. Bun, perfect. Nu de alta, ca s-a dat like-ul, n-avea cum să nu se dea like-ul și pe Facebook. Hai să stăm aici să păzim pe Twitch. Așa. Opa. Așa, cu un pic de volum să mă aud și eu. Bă, o să facem un felul următor. O să defrișez cu ăsta. Bă, am 420 de litri. Ia. Mergem sus. Nu, de fapt, stai. Trebuie să continui aici să defrișez. Bie. Că mi-a fost siluță să defrișăm toți copacii. A, nu de alta, dar vreau să pun de aia de care pot să distrug eu ușor, frumos. Am testat și cu ce eu, cu ce îi plantăm, că na, câți copaci să ai, câți bani să faci cu copaci. Și profităm acum în decembrie, mai un brad, mai o aia, aia, mai, hai să aibă moșii ce, unde să spună cadourile, știi, mai profităm de din astea. Frumos, elegant. Apa așa. Bun. Bun. Bă, sincer, eu am avut la masă o bucată de pui. Ce-i drept, cam anolexic puiul ăla, dar am mers cu sos de barbecue, un pic de... de asta sweet chili și a fost digerabil. Hop, așa. Noi acum băgăm. Alexandru Munteanu, mersi de like, mane. Să fie primit aici. Opa. Dai, ce? E pus pe meme. Pe unde-i pus? Stai așa că facem altfel. Stai că facem altfel. Aici mai am decopertat unul. Opa, așa. Nu, fac terenul altfel, pregătesc terenul altfel. Bă, nici nu știu ăsta l-o-i fi pus eu, nu l-o-i fi pus eu. Ca seara până nu s-a făcut și ca idee. Ne jucăm ce ne jucăm ăsta cu ferma, să facem și noi un pic de progres și după o ardem un pic pe Valorant. Să ne luăm rank. Nu mai se poate așa ceva. Trebuie să ne luăm rank, toată lumea mă întreabă: "Bă, dar tu ce rank ai?" Și eu zic ceva genul: "Boss, nu m-am rankat." Ai, bă, dar am avut o zi așa, băi, hai nu-mi dai și tu cu surprize. Astea nu. Bun. Dacă dă nu fac eu teren arabil, dar îl fac arabil doar într-un singur motiv. Vreau să scap de
de verzuiana asta, de vegetație, că nu mă pasionează rapid. Bun. Bun, elegant, divin. Suntem aici cu nenea Trex, un mod. Bă, sincer, nu regret modul ăsta. Hai că e bine. Pentru o secundă am crezut că nu reușesc să-l debutucesc de tot. Deja cu 50 de tone. Deja pe 50 de tone, frumos, elegant. Hai că o ducem bine. Dar nu mai să am grijă cum șparlesc terenul ăsta. Nu de alta, dar să văd și cât de repede crește. Ai copacul. Bine, oricum presupun că ar trebui să crească ceva mai repejor. Ceva mai repejor ar trebui să crească copacii. Ia să vedem, să-mi dau pisicuța. Opa, așa, Lupendo. Opa, așa, bun. Bun. Bă, fut. Mama lui de ciot. Bă. Da, văd punct fix. Asta nu-mi place mie, când îmi rămân cioturi, dar nu pot să le tai în niciun fel. Ia să vedem, pac. X terenuri. Auci. Unde sunt eu? Oho! Până la lac mai am o droaie de copaci de tăiat. Mi-arată așa zona de pădure. Ce faină e melodia asta!
Opa, așa, frumos, elegant. Tăiem aici. Hey. Să ridic asta. Să văd pe unde am pus puieții. Nu de alta, dar mă duc să iau. Deci acolo am terminat cu puietul. Cred, I guess. Da, mă, uite. Ia, merge să iau așa frumos. Perfect, parfum, elegant. Oru. Auzi? Merge. Da. Ia, stai așa, că vreau să văd ză chestiunea asta. Dacă luăm jucăria asta frumos aici așa. B. V. Mie, mă. Oh, ce frumos. Elegant, tuții. Bă, deci nici că... Ha, trebuie să dau cu asta, mă. Să-mi bag pixul. Bună, Cheta! Bine ai venit aici, la mica mare fermă. Bă, civicultor mă fac. Da, am descoperit America, am descoperit utilaj bun. Dă... Dar arat, practic eu ar acum pământul. Într-o oarecare măsură eu fac teren arabil, dar pun copaci pe el. Ia așa, fac eu. Bun. Hai că am tras aici o dungă. Vreau să fac o chestie, să știu o leacă, că nu... Da, aparent campionul ăsta e nervaș. Da, va lua mai târziu, pe la un 7. Adică măcar să fac și eu un pic de 2 ore de aici. Să mă prind cu civicultura asta cum îi fac perfect. Pe la un 7, pe la un 7. Știi, să adun 2 ore de asta, de farming. Opa, așa. Vie, te pun pe jos. Eu. Perfect, n-are stres. Oho, ce parfume e.
Păi suntem tot aici, așa, mă. Deci, we are Gucci. Bun. Eu. Că merge așa. Că văd și eu copacul mai bine. Bă, trebuie să facem aceea frumos. Da, să scot buruienile de pe teren, că m-au disperat. Bun. Veu. Opa, așa. No, e clar, îmi trebuie un animal mai mare ca să trec peste aia fără să o simt. Oh, bun. Bagă. Liniștit, pe la 1.7 mă găsești pe valul. Opa, așa. Bă, dar eu nici nu m-am... La val o dau. Dacă are timp și n-are treabă... Sunt sigur că nu ratează. Așa, și noi ne plimbăm frumos cu Union Holland. Bă, dar cumva ar trebui să am și eu un tulo ceva, să adun pietroaiele alea mari. Că-s deranjante. Hai să sărim aici pe parcare. Hai să vedem. Unde? Aici. Bun, perfect. Hai dormim o leacă. Deci dăm o lună, ar trebui să vedem dacă vedem schimbare la puietele de copac care îl se plantează. Mamă, vezi, poate am pus de la nasol. Nu? La 2 luni. Hai să vedem. Ai. Bă, ce-am făcut cu apa? E în spate. Trei luni, pe februarie.
Ai, da pula mea. Deci suntem pe 4 luni și nu avem modificare la puiete. Mamă, dar boscheții au crescut. Nu glumă. Hai să nu-mi zici că trebuie să stau realistic. Bă, 5 luni! Hai. Îi dau 5 luni că îi distrug cu Trex-ul, că n-am respectat și eu niște procese. Hai da, pui mei, mamă, câți bani pierd. Mamă. Deci să-mi bat picioarele. Trebuie să sistematizez copaci în ultimul hal. August. Deci fii atent, aproape un an. Aproape un an. Deci în septembrie am mai făcut treabă. Da, acum e de-abia. Hai pe decembrie, hai așa. Ăsta nici brad de Crăciun nu pot să-l fac. Bun. Hai că da, acum parcă crește la lună, sau mi se pare mie. Băi, ia stai așa un pic, să trag o fugă până în partea alta. Îi lalți să văd cum sunt plantați, că pe aia am pus un pic mai târziu. Da, nu, și ăștia-s la fel. Bă, un lucru e clar. Aș putea să-i distrug pe Trex-ul, dar nu iau un... Acum nu prea iau cine știe ce așchete pe el. Mamă. Dacă ajung deja la februarie și nu să fac măricei, nu știu, să scot un 6 metri din ei. Că eu asta aș vrea, să scot măcar un 5 metri din copac. El să-l consider util. Decembrie. Hai că sunt scobitori acum. Deci bun, dar ăștia trebuie să uit să mă bag pe mină, pe fier, pe dalea.
Și cred că trebuie să găsești eu o fabricuță. Uite, acum e mai decent. E mai decent. Bun, hai, deci vreo 2 ani. Deci, practic, noi undeva între 2 și 3 ani trebuie să ne facem stocuri de lemn. Auleu. Beu. A, uite mă, merge. Nu de alta, am venit cu Komatsu mai aproape de el. Nu de alta, da. Mi-e frică că vreau să-l fac și mare, mare. Dau la un 6 metri, ca să fac mult. Așa, și după aia vin cu... cu ceva, să iau cu autoload-ul frumos. Martie. Deci cred că cam 3 ani trebuie, că de-abia a pus crengile nașpa. Bun, deci clar nu ăsta e copacul care îl vreau. Pe unde pot să vând eu sămânțele alea? Aia e. Fuck. Dormire, dar nu pot să dau mă de dormeală. În câte luni vreau să sar? Cel puțin pentru ăsta, mamă ce pădurici am făcut eu aici. Mamă, deja am ajuns pe 3 ani. Bun, ok. Salut man, bine ai venit. Deja am ajuns pe 3 ani, dați pe repede înainte, hai să dăm pe 5 ani. Păi, stai mă. Uite bă că nu m-am gândit, acum m-am gândit. Să mă uit să văd dacă n-am și niște de-astea, cam cât aștept după un pom să fie bine crescut. Ia. Ia instrucțiunile. N-am, am fabrica asta care îmi face lemn, bârnă de lemn momentan nu trebuie să-mi producă, dar o să dau să producă, bă, asta s-o vinde undeva, bârna de lemn. Perete prefabricat. Dar o să-mi facă din toate, că le vând eu, ia stai așa. Animale. Se misiuni noi. Așa. Ciocan hidraulic. E timpul să dai cu ciocanul în zona ta. Pădurea e plină de bolovan mar. Folosește ciocanul hidraulic pentru a sparge pietrele de pe terenul agricol, transformându-le în pietricele. Acestea pot fi adunate și vândute la tocături de râs. Bun! Bun! Șantier naval. Așa, montai rus, fabrici de cherestea. Așa. Coane de magazin. Lungime yarder, greutate maximă de transport, diametru maxim copac. Așa. Pictograme, winchuri, container transport. Mie, mă. Ok.
Nu, asta mă interesează. Bun, deci pot să sparg pietrele. Bă, dar stai așa că eu... Da, să-mi bat picioarele, nu zici... Bă, de ce atâta zice? În rest, multe crengi, papapac... Păi da, mă, cu multe crengi le țin pe cherestea, dar nu zice, mă... O aveam, mă... Hai, da, pui mei... Nu, nu am metri nici nu cred că am făcut, cred că tai copacul cu totul și nu-l mai împarte. Să trec... trec oricum. Eu ne producând nimic. Eu momentan consum, de-aia mi-am păstrat niște chereste sau mai bine zis niște hașchi. Bă, cred că acum e pe maxim. No, de alfa fac frumos la 5 metri și îmi bag picioarele. Hai da. Hop. Cu al meu Komatsu. Hai că avem treabă, nici n-am citit instrucțiunile de la Forestry și acum am dat-o de gard. Hop așa. Dar e bine măcar că am ajusteu ăsta. B. A, nu, da, da, să-mi bat picioarele. X. Așa. Bun, Y, 9, 12, 15, 20, maxim. 5 metri. E, o să îndrept eu aia. Stai așa un pic. Că mă face aici la creieraș. Hop. Fac. Perfect. Gata. Bun, hai că ne-am prins cum să facem. Mai mă, că trebuie să țin apăsat pe ea.
No, bun, no, bun. Fac frumos. Elegant facem aici rândulețe, rândulețe. Opa, așa. Ah. Mama, mama, mama. Bun, deci e clar că după ce aranjez după ce aranjez parcela asta cum trebuie pentru copăcei. Oh shit. Da, bine că mi-am amintit să și trag în stânga. Opa, așa. Frumos, elegant. Merge cu pinul, pinul, pinulețul. Facem aici frumos. Bine, măcar că am prinderea asta semi-automată. Bun, perfect. Să prindă triggerul. Yeah.
frumos, elegant. Aici unde am pus eu mai mult copacea în pixul, că na, de până îți dai seama că pune copacul, pac. A, și mișto că pot să fac eu arabil. Uci. Opaș. Ou. Dar e bine că apăs și pe ce trebuie. Opa. Evoluăm frumos. Bun, să pun tractorul ăsta deoparte, că cu el o să am treabă ca să pot să văd piatra. Da, ia stai mă, că vreau să mai văd aici o chestie. Da mă, n-am materiale, ok, am înțeles, îmi faci cherestea, îmi faci daia. Bă, da, eu am pietrișică. A, uite, tocător de resturi. Hai că iau bani pe tocător de resturi. Nu, nu. Metal. Fabrică de... Da, mă, nu. Stai, mă. Fer. Fabrica fat. Platinum potato. Arțar. Piața Silver Brune, cred, deci probabil la piața Silver Brun pot să fac dușumele. Șantier naval, mountain rus. Așa, piața Cușcă, scaun, rolă de carton. Da, bă, boss, da,
Ia mă, pum. The strawberry, chereastea, lapte. Ok, las-o pe asta. Deci, puț de mină, fabrică de hârtie. Deci, bun, urnal de fier. Harto. Am ceva cu furnal de fier pe aici. Fabrica chereastea, tren. Fermorul al sud, fabrica de hârtie. Fermorul al pus de mină. Tocator. Stație de benzină. M-Creek. Depozit de containere. Așa, chereastea. Pa, pa, pa. Asta-i tren. Coliba cu vafe nord. Casa. Mountain Rus. Magazin. Benzinărie. Așa, fabrică de butoaie. Fabrică de țigle, mobilă, stație pompieri, Sydney Cafe, Vintage Cotton, hotel, da, nu am, deci am... Bă, mai mi-arată una suplimentară? Nu. Astea sunt. Spațiu vizită. Ia, peu. Construcție. Unde dracu' e mă asta? Producție asta. Da. Ștă pula mea. Da, e clar. E clar că o pun pe undeva pe aici. Da, n-am rezolvat nimic. Opa, opa. No, bun.
Deci aparent pam pam pam. Deci aparent practic și reparabil. Eu nu am oțelărie, deci o să cumpăr o oțelărie. Așteptăm să treacă trenul. Acum îi dau X. Pula. Bun, deci eu cumva încerc să duc ăsta pe-n spate. Deci efectiv. Da, deci te mai trebuie lucrat.
la treaba asta. Ok, mi-l taie minunat. De prost. Băi, taie și. Pac, hop. Așa. Hop. Hopa, hopa. Hey, hey, Ken, homies. Bine ai venit. Bine ai venit pe mapa Silverun. Ah. Da, ține-o minte, nu mai ține X-ul foarte, foarte lung apăsat. Că ăsta mi-a și procesul de tăiere. Ah, deci eu m-am dus cu ei mai în față. Ok. Opa, așa, perfect. Ne luăm... să mă ta. Hai bă, că mai am 5 copaci de tăiat și după aia mă... chinui aici frumos. Hop, hop. Ridicăm aici frumos minunatul copac, proces plictisitor și repetitiv la 5 metri. Da, hai să vedem. Elegant.
Ai. Bun, și ultimul copac din colecția de copaci copăcitori. Tragem colo. Hop. Hop. Ah, mamă, fix lângă gară îl pun. Auzi, lângă gară. Lângă linia de... oprim minunata. Mă dau o șapă boschet. Bun. Și bineînțeles la pieu, mergem frumos. Dar nu vreau mă mecu. Avem man. Globetrotter-ul F16. Da, bine, asta e varianta aia. 750. Ce mai avem pe aici? Lizard. Așa. Dumper-ul. Cred că ăsta era ăla. Ce, cred că am luat pe ăsta, dar modificat. Lizard. Astea sunt multe care seamănă cu Mac. Mac Air, bă, ești nebun. Manori. Bă, dacă două Volvo. Runner-ul. Tatra. Nimă... Bă, asta chiar că seamănă cu Optimus Prime. Stă așa cu botul lat. Ce pula mea 20 de asta. Bun, o să facem în felul următor. Hai să dăm pe Volvo-ul ăla. Ăsta e clasic. Ăsta vreau. Și vreau configurație Excel, slipper, Excel, ceasor 4, 2x4, tot vreau așa deoarece vreau să fie foarte micuț. Design 1, design 2, design 3. Design 1. Ok. Fără. Design 3. Design 3. Taia apărătoare. No, Volvo. Așa, ce mai avem? Oglins. Designul 3. Nu-mi place prea pușcat verdele ăsta. Uite, în schimb ăsta, da. Grill, oglindă și... Mamă.
Yep. Tot așa. Parcă așa. Nu, las așa. Și pentru că te cumpăr băbiță pentru 200 de euro. 200 de mii de euro. Așa. Bun. Și acum ce vreau eu? Vreau o remorcă. Ia, cu legător pietre. Asta cu 9,5 metri. 5,5 metri. Nu, aia de nou. Clar. Bumbac. Echipament silvic. Așa. Dă-i la 5 metri. Hai că o iau pe asta la 12 metri. Standard, dispozitiv de atașare spate, standard. Nu, stai că vreau și pe spate, în caz de e ceva, mai iau una. Pac, cumpăr-o pe asta. Pac, sărim în noile jucării. Mamă, și ce repede am făcut praf bănuții aia. Maxim 6 metri. Și am tăiat la 5 metri, deci ar trebui să aibă... Bun, deci trebuie să merg încet. Anamu.
Numpad. Bun, hai să vedem. Pe mapă eu sunt aici. Sus, sus și a doua pe dreapta, bun. Oh, ce frumos e-i. Văd de 82. Oh, frumos. Ah, am și pânză să nu mă îndoi. O, merge bine, am descoperit niște tool-uri interesante care aș fi vrut să mă prind și eu ieri să le folosesc. Partea, să zic așa, bună, proastă, e în felul următor. Aha, la următoarea, după râu. Ei că după ce plantez eu puieții, aștept undeva la vreo 3 ani ca să-i tai la o mărime decentă să să fac bani. Ne, nu te răsturna, mamă, 30 de kilometri la oră și era să mă duc pe bapa sâmbetei. Dar ca idee, a mers treaba, gen, bă, pe unde de barasesc și o chiar steaua asta a mea?
shit. Că mă bat acum cu... Man. Bă. Au ce pula calului am cumpărat? Ai, asta e așa. Poate trebuie să depozitez acia. Ia. Ia stai mă că mă duc. Holy moly, facamoli! Nu, 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 nu te răsturna. Da, e bine că mă blochez. Deci poți pune copaci tăiați în apă aici pentru a-i vinde. Bă. Really, dude? Deci așa. Stânga. O. I. Tătus. Z. Bă, văd că începe să schițeze niște animații, cum că bagă lemnul din apă.
Păi mă dudă, zice, ți arunc în apă. Ia să vedem. Ia n-apă, n-apă, a zis să ți pun. A, că încarcă. Păi lasă așa, că până la 110 litri poate să încarce. Pula calului. Mă uit de curiozitate, stai așa să mă uit. N-avea pe partea asta la altă. Adică ceva pe mata. Ok. No, ia la da farchița. Păi bun, și unde dubnesc scracii, mătii? Ce am făcut, mă? Păi bun, intră aceea și... Ce am rezolvat? Ok, deci ai cam aici vin materialele. 20 de litri. Să-mi bag piciorul. Băi, ce dracu e? Ceea ce, că mă intrigă. Adică gen, tai așa, hai să vedem.
Dau rumegușul? I guess. No, trebuie să vin odată cu trenul. Iema. Dar nu știu ce aruncă, că... Ar părea un fel de două feluri. Ia, ce e? Mamă, te pomenești că aici trebuie să bag. Ia ce aici. Chirează trenul. No, te pomenești că aici bag ca să bag materiale la M-Creek. I guess. Ok. Hai să arunc și ăsta aici, am. Bă, a zis în apă să le pun, deci practic m-am echitat în apă. Yo, e genial, yes. Bun, hai că se ridică bariera, ci barieruța. Tu cutiru cu F16 din dotare, da. Miemă. Că vreau să fac multe, multe și nu-mi iese. Uci. Pardon. Unde e, mă, numpad-ul? Play 1. Bă. Amazing.
Ia, mă. O vedem. Mai trebuie să mai umplu, mă. N-am făcut nicio afacere. Bârne, 15.000 de litri. Pușca mi-am pus eu acolo. Bun, deci poate le descarc în apă, efectiv. Check. Am făcut un pic așa și a început să-mi cânte pe boxe. Bă, ai ora magică că nu vrea să mai meargă microfonul. Interesantă melodia. Up, stai așa să trag Volvo pe dreapta. Da, am venit, mă găsește în General Gaming. Ce dracu nou? Ok. Opa, așa. Ce dracu m-am scos? Neața. Vreau să găsesc cu mai că de jumpi de pe la... Cumva, într-un fel să zic că nu-mi prea mai sunt nevoie să mai caut. Nu trebuie să aștept acum. Pena, cât ador eu astea. Și toate astea, da, acum. Inițial e să mă angajez să pun bani deoparte pentru altă școală de șofer. Da, eu m-am apucat acum să fac chestionare, citesc legislația, că na, să înțeleg de ce e răspunsul cu tare, știi? Mă, ca idee eu spun și cred că toată lumea o să spun același lucru. Odată ce iei sală, dacă e să mai faci chestia, nu mă știi. Știu. Ai chestia, dar men, dă-o dracu de mașină și dă-o dracu de permis, pot să spun, dar mai mult de permis și de mașină de voie de lucru, ca așa. Eu nici atâta nu mă omor să ies din casă. Ai chestia.
O să mă gândesc să pun niște bani deoparte, să-mi plătesc alta și să mă pun să învăț atunci. Atunci o să fie ceva de, ei, azi de bani nimic, ce fac? Arunc bani în pula, trebuie să iau bani. Bă, cam așa. Dubios trigger are ăsta pe Silver Room. Ce Silver Room? Pe Silver Forest, pe planșa asta, mă, cu forestierele. Dar te-ai tu ți-ai luat DLC-ul? Da, mă, am luat expansion-ul. Cât dracu ai băgat? 167. Bă! Păi nu, bă, cu tot cu Dying Light-ul. Mă, eram cu 100. Da, nu, 122, bă, păi neba, am găsit. Știi că m-am gândit... Mă, înțelesesem euro. Coiță, era să dau eu 100 de euro pe Forza, dar ai văzut că am stat cu minte până n-am văzut-o la 65 de euro, nu m-am înfipt pe aia. Și oricum, deal mai mega bun ca ăla nu cred că prind, adică mai jos de 65 nu cred că vedem premium edition. Tu dai și până 60. Bine, hai, dacă sare un pic de 60, aia e, dar trebuie să merite. Știi? Da, e vă mâine, poi mâine cu fost Pokon în library. Bă, Force Pokémon. Eu zic să aștept și nu cred că o să te duc. Nu știu, știu. Nu cred că mă duce plac. Gândește-te în felul următor. Că Force Pokémon. Placa mea video e minim request. Deci minim. Deci pe ăla cred că cu graficile minimum la tine că e că e chiar eu nu m-am uitat. Adică na, cum zicea și ieri, dar nu mai știu cine zicea că Florin parcă. Că placa mea video e un pic mai slăbuță ca a ta. Da, a mea e probabil peste a ta, pentru că e un model mai nou a mea. Da, dar gen, na, a ta e generație mult mai nouă, dar e generația mai nouă, dar aia de buget. La mine ăsta a fost varianta de high-end, cumva. Știi care e chestia, acum o să te schimbi, bată schimb, îți dai seama. Da. Ca idee, eu le-am luat tot așa, tot în funcție de bani și bine, cum dacă mi-au 3070, au 3080 să vadă. Altă carcasă, boss. Pentru că nu ne intră placă video. E posibil și un DDR5 chiar. Eu de obicei că mă fac al dracu, mă fac. Oh, și eu la fel. Acum... Băi, da, pui mi... O să fie după 2-3 ani. Aia... Pe așa deja nu mai țintești la 3070. Țintești la 4070. Chiar mai mult. Hai bă, da, că nu... Depinde, și depinde cum o să mă încadrez. Hai să zic maxim în 2-3 ani când se ajunge la 6000 sau la seria 7000 la Nvidia. Asta dacă nu o să gândesc ăștia să mai schimbe parul cu numere. Nu știu, dacă ai idee, acum ce am eu, ok, tot ce mai fac e să-mi dau upgrade la niște SSD și să-mi pun încă două pe cutie de 16. Vreau eu RAM de 32. Vreau eu, nu știu, vreau eu. Foarte simplu, zic eu. Vreau eu. Mă treabă ceva, dar ce folosesc și nu știu, dar eu să stop. Zău.
A, 50.000. Am înțeles, ia cu țărăita că face animația. Hai de pui mei. Cumva am reușit să le fac pe mei să nu mai facă tacă-tacă când am părul mare. Ah, bun, 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 bun. Am reușit să-i convin cu asta și reușesc să-i convin. Dar astea cu timpul aparent durează. Bine, bă, de fratele meu să mai fac așa. Dar pe ăla îi zic o vorbă, două, se supără și gata, fiecare cu ale noastre. Am la trei zile. Bun, deci la fabrica de cherestea aparent am încărcare foarte, foarte lentă. Din cauza că trebuie să bag bușteanul în apă. De ce m-ai uitat acolo la average? Bă, pe ultimele două am avut 4,4 și Nu, 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 5. nu, în total, A, în acolo. total 1,34 am reușit. What the f... Bă! Am bă, practic, nu-i Da, știu. Abia gândește-te că de-abia în ultimele două live-uri am avut ceva mai mulți oameni care să-mi stea Bine, peste chestia e o că mă oră. văd că tu un turan 3. Ai mai mult succes să faci chestia asta. Pentru că de obicei noi mai avem treabă și așa. Da, și asta. Da. Bun. Hai să What? trec cu Trexul. Acum. Că na, dacă mai adun niște HQ-uțe. Op, biu. A. Trebuie să mai adun niște HQ-uțe pe aici. Bun. Apăpăm așchi, așchi, așchi. Oricum, în 5 Da. minute. Aparent mai poți să activezi Windows Ce? XP. Poți să activezi Windows XP. What the fuck? Da. Mai sunt roboții. Tu poți să-i suni și să... So, give me the key. Ei îți Bă. dictează fiecare cifră. Puteți să scrii. Da, acolo este... Doar că eu acum nu m-am întrebat cu așa ceva. E ce bine. Meme. Bă, dar le-ai găsit? Bă, după ce mă scap cu chestiile astea, cam here, bă. Cam here. Așa îi zic. Vine un cola, tata. 300 de lei. Da? Te dau. Da. Știi cum mi dau după ce îmi termin? Bine, o să pun bani deoparte pentru școală de șuvei, că, bă, poate nu iau și am zis, dacă tot îmi găsesc să... Mă chinuie cu naveta o perioadă, îmi plătesc, văd, bai, că după aia pot să zic că stau un pic mai ok cu asta, că nu mai am Întocmai. de două ori de dat și mai multe șanse chiar. Și mă văd, în 2 săptămâni, 3, mă sacrific eu sau încerc să mă sacrific pentru mine, măcar pentru mine. Îmi iau scaunul, tot o să-mi iau chestii chiar dacă învăț, chiar dacă am altceva, tot îmi iau. Îmi iau și pe aia mi-au două monitoare, un TV, o post de monitor Smart TV, No. pe care cred că va fi ultima chestie, sau? Da, lasă două monitoare, că dacă tot îmi sifonez camera, lasă așa. Bă, mai bine să faci cu două monitoare, monitoare, știi? Da, mai bine. Nu, dar aveam în cap, dar mi-am adus aminte că vreau să sifonez și o camera și... Na. Mai bine păstrez chestiile astea altă dată. Mi-au două monitoare. Văd eu tot Full HD, tot Full HD. Menționez că atât am duce placa video. Și...
După aia fiecare cu ale lui. Nu. Da, dacă nu o să mai fac stream și nu o să mai am timpul și ăștia, cine știe ce poate să apară pe viitor, nu ajunge să știi. Da, asta așa e, nu ai de unde să știi ce apare pe viitor. Doar un mic, un anunț, bă, nu mai facem că nu mai avem cum și doar abia mai pot să mă joc, da, să mă fac și stream. Ai. Sau poți da. Să pui anunț din asta, bă, din cauza programului și a condițiilor, live-urile o să fie foarte rare. Da. Știi, poți să o bagi pe asta, că bă, foarte rar, bun, perfect. Mm-hmm. S-a mai făcut un pic de litraj, punem da, aceea. De exemplu asta, da, dar ce e de fun oricum chestia asta, nu e să o luăm în serios, eu unul chiar nu am de ce. Că eu am luat mai mult pe, de fun chiar. Mai eu să încerc să vă cum fac să-mi dau drumul să mă apăs să învăț ca lumea. Să nu mai mă las imediat după ce dau de greu. Dacă eu acum m-am scăpat. Bun, deci concluziile la Silver Forest e în felul următor. Încep pe forestier și trebuie să ajungi pe agricol. Bă, dar înainte să schimbăm jocul, să intrăm pe Valorant, vreau să găsesc... Tu l-ai mama lui, de vin... Ia stai mă, că ăla e tulpi, camăr. Nu, nu e ăsta. Da, vreau să mă uit la ăsta. Mie, mă... 125-180. Dai... Barta animalul. Ok, am înțeles. Da, pe Valo. Da, o să intru pe Valo, dar mai întâi vreau să caut... Ia, cred că la divers îl găsesc. Ce-i asta? This tracker excavator can use a bucket to load different angles and... Deci nu e la diverse. La încărcare telescopică nici atât nu cred. Rezervoar pentru îngrășăminte. Oho! Măzlinilor... Bă, să fie aceea cu pluguri. Nu? Aci. Ia mă, instrucțiuni, că poate îl caut dracu după nume. Ai un pic sună asta... Ketamina, I guess. Sper să spun numele. Îți dau rolul imediat, man. Las că-i dau eu. Ok, man. Vezi că suntem jos. E 3. Jutor transport tlege. Puțu mine și antena vă... Conus Frey Vinci. Te vezi că pe Smeură îi scot rolul. Cui? Lui Smeură îi scot rolul de player. N-am mai intrat pe aici, așa n-are rost să-i mai țin nici Nicolas. Fuzmina. Așa, ciocan și Drăudic. Lăsăm pe Platonul și pe Ketanimina. Ketanimina mă știu că ăsta e cu Valo. Asta nu ai juca oricum. Mm-hmm.
Am mai făcut ordine. Ia să vedem, ketamina. Nu, pe câteva, plane, cereale, struguri, măslin, frăjel, transport, lemn, așchi, plop, iarbă, bumbac. Ketamina, tu faci stream, nu? Sau nu mai faci stream? Cereale... Am văzut că faci, dar nu știu în totalitate dacă faci. Streaming. Dacă nu ești, nu e aici. Nu uite, ai. Ia și tu un follow din partea mea. Și Coltoro. Asta e un pic, mă duc până aia. Ok. Bă, ceva necurat la el. La cine? Ketamina. Și-a pus... Vien mește valo, dar o să-l trag un pic eu de șireturi. Eu cum aude, dacă ai idee, el o să-și pună live și apăs înregistrare. Știi? Da, am înțeles. El trebuie să-și pună doar... Doar live-ul, ca să fie live, nu înregistrare. I-am dat un follow acolo din partea mea, dacă ai idee să nu mai facă chestia aia, că e un pic... Nu îl trag eu de șiretul, poate să-l trag oricine. Cu treaba aia. Diverse. Oh, cine se joacă? Opa, cel văd de pe smoker. Bă, ca idee, dacă vrei oameni, îți pot să recomanda eu, că sunt chiar de treabă oamenii. Nu știu, mai găsi ciudat și ăștia. Bun, deci... Nu găsesc ciocan pe cameră ăla. Ia mă, la pluguri. Avem noi aici. Tag. Da, bă, ia să-mi instalez Stream Elements-ul de pe acum. Bă, da, e. Am scris. A, toate cu autoload. Da, mă bate, nu reușesc să o găsesc. Momentan, fii atent, lăsăm Dying Light-ul și Dead Island, ok? Da, lăsăm. Să văd dacă reușesc să iau sala acum, dacă m-a strătuit 2 săptămâni și dacă pot să o iau. Bun, ok, hai să schimbăm, pun Be Right Back-ul. Așa, salvăm jocul. Că nu știu unde găsesc astea, ciocanul hidraulic. Adică efectiv nu găsesc echipamentul ca să sparg piatra. Oh, eu o să mai destremor tot, o să mai jucăm oricum, dar nu așa des, știi? Da, știu ce zici. Da, încerc să mă scaz și o să mă termin, să intru. E, că vai că nu știu cum. Nu vin. Așa. Hai să vedem nenea Valu dacă vrea să-mi intre.